Scenă de groază în primăria orașului Hațeg astăzi, când un bărbat a intrat în sediul instituției înarmat cu un topor. Individul a trecut în grabă pe lângă câteva angajate ale primăriei, spunându-le acestora că nu are treabă cu nimeni, după care a început să spargă cu toporul mai multe geamuri. Polițiștii și jandarmii l-au oprit pe bărbat, iar acum acesta a fost reținut pentru 24 de ore. A intrat în sediul primăriei, a spart geamurile de la intrare în sediul primăriei, a urcat la etajul 1, deși poliția locală a încercat să-i opună rezistență, nu a putut, el fiind cu un topor înarmat. A urcat în sala de ședințe și a început să spargă geamurile și în sala de ședințe, după care s-a cățărat de catargul de pe balconul primăriei și a stat acolo până au venit jandarmii. Persoana a mai fost prin primărie, dar nu a fost recalcitrant sau probleme nu am avut cu el. Dar, nu știu, cred că la zilele orașului am avut o problemă cu această persoană când a urcat pe scenă, tot așa. Au fost persoane lovite, poate îmbrâncite de acest om acolo în primărie? Nu a fost nimeni. O colegă de serviciu care a ieșit pe hol și s-a interesat cu el și a spus, nu am treabă cu nimeni. Ca urmare a sesizării, în cel mai scurt timp, la fața locului s-au deplasat polițiștii de ordine publică împreună cu o patrulă de jandarmi care l-au imobilizat pe bărbat și l-au condus la sediul poliției orașului Hațeg pentru audieri. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul comiterii infracțiunii de distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice. Bărbatul respectiv, în vârstă de 49 de ani din orașul Hațeg, urmează a fi reținut pentru 24 de ore.